vă găsesc sau poate vă regăsesc, dragi elevi ai clasei a 12-a. Sunt Silvia Strătilă, profesoară de limba și literatură română la Liceul Vasile Alexandrii din Chișinău. Și împreună continuăm să ne amintim sau unii să-și consolideze cunoștințele de redactare a unui eseu. Această compoziție școlară este un raționament, un studiu cu caracter subiectiv, scris cu scopul de a prezenta și argumenta punctul de vedere al autorului pe un anumit subiect. Un gen de scriere solicitat la momentul actual ca probă scrisă pentru examenul de bacalaureat. Am gândit ca și la lecția de astăzi să acumulăm mai multe informații teoretice despre această compoziție de idei, așa încât să putem elabora și redacta corect un eseu atât ca subiect, obligatoriu la examenul de bac, dar și în viața profesională sau în cea de toate zilele, când ni se va cere. Subiectul lecției este afișat pe ecran. Eseul, formă originală de conceptualizare a propriei individualități analitico-creatoare. Ca de obicei, ca discursul nostru să aibă o structură, ne axăm pe câteva obiective. Să formulăm noțiunea de eseu, să identificăm structura și tipurile de eseu, să însușim noțiunile teoretice pentru elaborarea propriului eseu. Acestea fiind evocate, procedem la realizarea temei. După cum ne-am obișnuit, dar e și fere să fie așa, începem cu o noțiune teoretică enciclopedică pe care o găsim în dicționarul explicativ al limbii române. Cea mai bună practică este o teorie bună. Așadar, ce este eseul? Un studiu de proporții restrânse asupra unor teme filozofice, literare sau științifice, compus cu mijloace originale, fără pretenția de a epuiza problema. Al doilea sens este din sport și înseamnă acțiunea de atac prin care mingea este așezată în terenul de țintă al echipei adverse. Sau o probă de încercare preliminară de mărci poștale pe hârtie și în culori diferite în vederea alegerii prototipului definitiv al întregului tiraj. Ne întoarcem la primul sens, acesta ne interesează pe noi. Adică un studiu pe teme filozofice, artistice sau științifice. Ca să te percepi a scrie un eseu, trebuie să cunoști ce tipuri de eseu sunt, dar și structura acestuia. Fără a pretinde că facem mari descoperiri la acest subiect, ne vom referi la cele mai uzuale tipuri de eseu: structurat și nestructurat, literar și filozofic. Am ținut să vă amintesc aceste noțiuni, însă ele fac subiectul de discuție al următoarei noastre lecții, la care ne vom opri detaliat. Tema lecției de astăzi ne solicită să explicăm caracterul original și inedit al acestei compoziții. Așadar, autorii manualului clasei A12, profesorii universitari Tamara Cristei, Olga Cosovan, Adrian Ghicov și Tatiana Cartaleanu remarcă faptul că eseul este un alter ego al tău. Putem să examinăm schema de la pagina 35 din manual. Eseul pornește de la opinia proprie a celui care scrie, având la bază o problemă. Problema poate fi o idee comună, dar individualizată prin imaginea proprie, care poate fi și subiectivă, susținută însă de argumente. Aceste idei neapărat trebuie reperate prin exemple care solicită gânduri și idei esențiale, concepte și care converg spre o temă. Săgețile, după cum vedeți, mi-au ordonat cuvintele ca să pot explica prezența acestui alter ego într-un eventual eseu pe care îl voi scrie. Structura unui eseu trebuie să respecte anumiți parametri. Care sunt etapele de elaborare ale unui eseu? Încep cu tema pe care voi încadra-o într-un subiect. Abordarea temei reiese din cunoștințele pe care le posed și care îmi vor stabili direcția reflecției personale și mă vor ajuta în tratarea subiectului. Este necesar, bineînțeles, și un plan de idei. Redactarea eseului va fi structurat pe cele trei părți, cunoscute de cel care scrie: introducerea, cuprinsul și încheierea. Ce va conține introducerea? Vom pleca de la o problemă pe care vom contura-o, relevând semnificația ei. Introducerea nu trebuie să ofere soluții, ci să lanseze o ipoteză. Se poate recurge și la un citat, fără a neglija subiectul în cauză.
Cuprinsul sau realizarea sensului ar însemna să respectăm planul întocmit sau dezvoltarea compartimentelor în funcție de importanța lor trebuie să fie exprimate clar. Structurarea materialului și coerența între capitole este obligatorie. Încheierea trebuie să conțină concluzii și idei generalizatoare. Reflecțiile personale converg din subiectul tratat raportate la argumentele propuse. Parametrul redactare nu poate fi neglijat în niciun caz, pentru că scrisul de mână încă îl folosim și ne favorizează o memorie mai bună. Iar dacă folosim tastatura, computerul, în afară de scrisul uniform, nu e obligat să cunoască normele gramaticale. Așadar, vom ține cont de respectarea normelor ortografice și de punctuație, de scris lizibil, ordonarea gândurilor și respectarea aliniatelor. Exprimarea trebuie să fie clară, coerentă și, după redactare, e bine să recitiți eseul. Dragi tineri, viitori comunicatori sau comunicatori de idei, redactarea unui eseu, de altfel al oricărui altfel de scriitură, are nevoie de multe lecturi, de muncă laborioasă, în general, de surse documentare la care să faceți trimitere. Vă propun în final să reflectăm și să recapitulăm. Eseul este o ficțiune, știință populară, istorică, biografică, filozofică și literară. Scrierea unui eseu dezvoltă gândirea logică, capacitatea de a-ți exprima corect gândurile, de a-ți dovedi în mod rezonabil propriul punct de vedere. Înainte de a-mi lua rămas bun, vă anunț că eu mi-am făcut tema pentru acasă și am scris un eseu. Vi-l propun să-l citim împreună pentru a vedea dacă corespunde parametrilor redactării unui eseu. Luați școala în brațe, se numește eseul. Constată de multe ori, mai ales în timpurile de astăzi, că în toate statele lumii se depune un mare efort pentru performanța în educație. De fapt, acest obiectiv întotdeauna a fost prioritar în învățământ, doar că astăzi tehnicile, metodele, strategiile și, în general, toate softurile educaționale sunt variate. Iar viteza informațională este mult mai rapidă. Ne dorim să atingem reușitele sistemului școlar din Finlanda sau Danemarca, Japonia sau Coreea și ne luăm avânt spre un drum concurențial pentru a atinge cât mai mult succes, dar uităm să educăm valori. Mânați de dorința să ținem în mână cheia succesului, trăim intens clipa faustiană. E bine să prolifici această scurtă bucurie, dar nu ne dăm seama că neglijăm o calitate, un sentiment originar numit dragoste, care lipsește în programa școlară. Justific lipsa acestui cuvânt, pentru că el este intrinsec în conștiința și în sufletul dascălului odată cu predarea materiei. Într-o discuție televizată, un preot duhovnic care are în grija sa mai mulți copii, cărora le-a construit și o școală, fiind întrebată ce face când aceștia plâng și trebuie să le șteargă lacrimile, preotul a răspuns: îi iau în brațe. Poate că acest exemplu, ar spune cineva, contravine în mod singur la formarea unui tânăr sensibil în actuala lume aspră materializată. Ce ar face astăzi un astfel de tânăr care știe să se orienteze în spațiu cu ajutorul GPS-ului, dacă, Doamne ferește, corabia ar naufragia pe o insulă pustie și nu ar mai fi semnale de recepție? Poate că ar deveni un Robinson Crusoe. Pe mine însă alt gând mă frământă. Nu câtă râvnă ar pune el în lupta sa pentru viață, dar câtă dragoste ar avea sensul vieții sale pentru care luptă. Așa cum excepționalul învățător Creangă îi motiva pe elevi să învețe momindu-i cu o turtă dulce, iar domnul Trandafir își dojenea discipulii cu o ușoară ironie: măi, domnule! Vreau să cred că dragostea le mișcă înainte de toate și că acest standard nescris în legea învățământului poate fi scris în inima intelectualului creștin, al dascălului. Acesta nu trebuie să se retragă în grotă, să se izoleze și să-l intereseze judecata de apoi, dar judecata de azi, să-i pese cine va fi elevul de azi.
El trebuie să fie terapeutul care vindecă prin iubire, așa cum spunea un medic. Iar când pacientul l-a întrebat dacă tratamentul nu merge, doctorul a răspuns: măriți doza. Dând start scrierii eseurilor, ne întâlnim data viitoare să vedem în ce categorie se încadrează acesta. Pe curând!